mulțumim lui Dumnezeu că suntem în casa Domnului, suntem sănătoși. A mai trecut o săptămână peste viețile noastre și Dumnezeu a fost cu noi și în această săptămână, ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări, ne-a dat pâine pe masă, ne-a dat sănătate în trupurile noastre și acum suntem în prezența Domnului. Așa cum ați văzut, am citit capitolul 3 din Filipeni și aș vrea ca dimineața aceasta să fie mai mult o meditație și sunt consecvent în ceea ce spun când spun că aș dori ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să cerceteze viețile noastre și, așa cum spunea de multe ori și fratele Mihai, să nu rămână doar în mintea noastră cuvântul Domnului. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu coboară de la minte în inimă și dacă Duhul lui Dumnezeu nu prelucrează cuvântul acesta în inima noastră și în viața noastră ca să-l împlinim cu fapta, așa cum spune Iacov, atunci aproape că acest cuvânt al lui Dumnezeu nu ne folosește la nimic. Nu chiar la nimic, pentru că cuvântul lui Dumnezeu poate îi face pe unii oameni să fie mai morali, mai buni, dar dacă acest cuvânt nu este lucrat de Duhul Sfânt și dacă nu-l trăim și nu-l împlinim cu fapta, atunci nu îl împlinim, nu împlinim. Suntem ca oamenii care se uită în oglindă, cum spune Iacov, și când au plecat, uită cum arată. Noi oamenilor ne place să facem clasamente și facem clasamente în toate domeniile vieții noastre, ca să spun așa. Și spun lucrul acesta pentru că m-am gândit la un clasament așa în ceea ce privește raportarea oamenilor la veșnicie. Și în domeniul acesta cred că sunt două feluri de oameni. Un fel de oameni cărora nu le pasă de veșnicie, nu cred în veșnicie. Pentru oamenii aceștia totul se termină la mormânt. Când au murit și au dus la groapă, pentru ei totul se termină acolo. Ei nu cred că există ceva mai departe de groapă. Și apoi sunt oameni care cred în veșnicie, care cred că există viață după groapă, există viață după moarte. Ei, oamenii aceștia, la rândul lor, se împart în două categorii. Sunt oameni care cred că există viață după moarte, dar pot face ei ceva ca Dumnezeu să-i mântuiască. Pot contribui ei cu ceva la mântuirea lor. Și apoi sunt oameni care cred că mântuirea este doar prin har, prin credință, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Dimineața aceasta vreau să-l aduc în fața noastră pe Apostolul Pavel și îl aduc pentru că el în câteva versete aici în capitolul acesta din Filipeni se referă la sine însuși, să-l aduc în fața noastră și vreau să spun de la început că noi nu-l predicăm persoana Apostolului Pavel. Noi, așa cum spune Scriptura, predicăm și trebuie să predicăm pe Hristos cel răstignit. Dar cuvintele acestea sunt în Scriptură, Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, este vorbirea lui Dumnezeu și noi trebuie să ne uităm și la oamenii, oamenii deosebiți ai lui Dumnezeu, în speță Apostolul Pavel, și să vedem cum a ajuns omul acesta, cum s-a raportat omul acesta la Dumnezeu, cine a fost înainte, cine a fost după întâlnirea cu Dumnezeu. Să vedem cum a putut ajunge omul acesta să spună călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Cum a putut omul acesta să spună și să ajungă într-o stare în care să spună mi-aș dori să mă mut, mi-aș dori să fiu cu Domnul. Adică, fraților, noi spunem că îl iubim pe Domnul și așa este. Dar dacă suntem sinceri, nu știu care dintre noi
dorește mai mult în clipa aceasta să se ducă la Domnul decât să mai rămână aici pe pământ. Nu știu dacă este vreunul care își dorește sincer lucrul acesta. Pavel a ajuns în această situație să spună: îmi doresc mai mult să fiu cu Domnul, îmi doresc să mă duc la Domnul. Cum a putut ajunge omul acesta să spună: mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința și de acum mă așteaptă cununa veșniciei? Cuvinte care poate ni se par prea pompoase, prea... Omul ăsta a fost poate prea îngânfat, prea sigur de sine. Ei bine, nu e așa. Omul acesta a avut o întâlnire reală cu Hristos. Dar cine a fost Pavel înainte de a se întâlni cu Domnul Iisus Hristos? Așa cum bine știți, Pavel a fost, cu numele lui de dinainte, Saul, născut în Tars, și cred că a fost unul dintre cei mai mari oameni ai Antichității. Am citit undeva că Lenin spunea despre apostolul Pavel că dacă Saul din Tars nu s-ar fi întors la creștinism, ar fi fost cel mai mare filozof al lumii. Dar m-am gândit oare din nou la clasamente. Oare cum se face un clasament când te gândești la un scriitor, la un filozof? Păi se face după cât a scris și după numărul de cititori pe care îi are opera lui. Gândindu-ne la lucrurile acestea, eu cred că nu există scriitor, nu există filozof în lumea aceasta care să fi fost citit de atâția oameni cât l-au citit pe Pavel. Nu cred că a existat un astfel de scriitor. Omul acesta se definește el și spune despre sine înainte ce a fost înainte de a se fi întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Și în 1 Timotei, în capitolul 1, cu versetul 13, spune că a fost un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor al bisericii. Aceasta a fost omul acesta. Pavel se încadra în categoria aceea de oameni despre care am spus că ei cred în veșnicie, dar în același timp cred că ei pot să facă ceva pentru mântuirea lor. Pot să facă prin faptele lor să îl determine pe Dumnezeu să îi mântuiască. Sunt foarte mulți oameni, sunt religii întregi care propovăduiesc o astfel de credință. Haideți să ne uităm un pic în Isaia, versetul pe care îl știm foarte bine din 64, cu versetul 6, când spune Isaia: toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Dar în capitolul 66, Isaia vorbește despre oamenii aceștia religioși care cred că prin jertfele lor, prin faptele lor, îl pot determina pe Dumnezeu să-i primească în împărăția sa. Și în capitolul 66, începând cu versetul 3, Isaia scrie: cine înjunghie un bou ca jertfă nu este mai bun decât cel ce ucide un om. Cine jerfește un miel este ca cel ce al rupe gâtul unui câine. Cine aduce un dar de mâncare este ca cel ce ar vărsa sânge de porc. Cine arde tămâie este ca cel ce s-ar închina la idoli. Și atenție, de ce? Toți aceștia își aleg căile lor și sufletul lor găsește plăcere în urâciunile lor. Oamenii aceștia fac toate lucrurile acestea, dar își aleg căile lor. În împărăția lui Dumnezeu nu se intră după planurile noastre, după gândurile noastre, după cum credem noi, că dacă aprind lumânare, dacă fac jertfă, dacă așa mai departe, diferite lucruri de genul acesta, milostenii, case, cartiere pentru săraci și așa mai departe, îl oblig pe Dumnezeu să mă primească în împărăția lui. Nu,
în împărăția lui Dumnezeu se intră după regulile lui Dumnezeu. Toți aceștia, zice Isaia, își aleg căile lor și sufletul lor găsește plăcere în urăciunile lor. Sufletul lor găsește plăcere în ceea ce fac ei. Nu găsește sufletul lor plăcere în Dumnezeu. Și de aceea oamenii aceștia n-au cum să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar nu doar că fac lucrurile acestea, dar și privesc de sus și batjocoresc pe cei care într-adevăr caută să facă voia lui Dumnezeu. Și mai departe Isaia în versetul 5. Ascultați cuvântul Domnului, voi care vă temeți de cuvântul lui. Iată ce zic frații voștri care vă urăsc și vă izgonesc din pricina numelui meu. Să-și arate Domnul slava ca să vă vedem bucuria, dar ei vor rămâne de rușine. Iată ce zic cei care să cred așa de grozav. Bă, biserica voastră, câte boteze ați avut? Cu câți membri s-o mări biserica voastră? Cine vine la voi? Cu cine cooperați voi? Cu cine vă înțelegeți voi bine? Ascultați cuvântul Domnului, voi care vă temeți de cuvântul lui. Acesta e important. Să ne temem de Dumnezeu și să împlinim cuvântul lui. Apostolul Pavel, cum spuneam, a fost un astfel de om. Un astfel de om care batjocorea biserica, care privea de sus pe alții, era un învățat al vremii, era un fariseu, așa cum spune în versetele pe care le-am citit, de aici, din Filipeni, dar, a venit o vreme când în toiul activității lui cere hârtii și aprobări să se ducă la Damasc, să-i prindă pe cei care credeau în Domnul Hristos și să-i aducă să-i arunce în temniță. Și pe drumul Damascului se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos. Și în întâlnirea aceasta o avem în Fapte, în capitolul 9. Și există, știți foarte bine, în discuția aceasta cu Domnul Iisus Hristos, există două întrebări pe care le pune Pavel și primește răspuns la fiecare dintre ele. Fapte 9, versetul 4. El, Pavel, a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și prima întrebare pe care o pune Pavel este: cine ești tu, Doamne? Și Domnul a zis: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și a doua întrebare, imediat Pavel spune: Doamne, ce vrei să fac? Și răspunsul îl dă Dumnezeul lui Anania când îl trimite la Pavel în versetul 15. Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Foarte interesant. Îi spune Dumnezeul lui Anania: du-te, că el trebuie să ducă numele meu, să predice Evanghelia, la împărați, la fiii lui Israel, în lume. Și imediat leagă Dumnezeu de această propovăduire, leagă tot felul de binecuvântări. Leagă Dumnezeu tot felul de binecuvântări. Pavel nu va fi bolnav, Pavel va avea avion personal, Pavel va avea bani din belșug, nu va suferi în trup niciodată. Toate astea, cum se predică în ziua de astăzi, le spune Dumnezeu lui Anania să-i spună la Pavel, nu? Îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. În lume veți avea necazuri, spune Domnul Hristos. Cine vrea să mă urmeze, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Aceasta e viața de creștin. Nu poate fi viața
ucenicului mai bună decât viața învățătorului. Aceasta a fost viața Domnului Hristos pe pământ, plină de suferințe, de batjocură, de neascultare, și aceasta este viața pe care o au ucenicii Domnului Hristos. Mă întorc la cele două întrebări pe care le-a pus Pavel. Și acestea vreau să fie în dimineața aceasta întrebările care să ne răscolească. Le știm foarte bine întrebările astea, le știm pe de rost. Dar haideți să stăm serios să ne gândim la ele. Și prima este, zice Pavel, cine ești tu, Doamne? Sunt întrebări de care depinde veșnicia noastră. Mai bine zis, de răspunsul pe care îl dăm la întrebările astea, depinde veșnicia noastră. Cine ești tu, Doamne? Cine ești tu, Doamne, pentru mine? Cine ești tu, Doamne? Întreabă-te fiecare. Cine ești pentru mine? Dacă dai răspunsul că este Dumnezeu, că ești Dumnezeu, atunci urmează următoarea întrebare. Ce vrei să fac, Doamne? Și ce vrei să fac este aici. Este aici în Scriptură. A fost întâlnirea care a schimbat viața lui Pavel. A schimbat viața lui Saul. Fiecare dintre noi avem momente de acestea în viață. În Psalmul 46, dacă nu mă înșel, spune un verset acolo, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Opriți-vă odată, oameni buni, din alergarea asta, din zbuciumul ăsta, din stresul ăsta, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Saul, pe Saul l-a oprit Dumnezeu și a stat de vorbă cu el. Și Saul a avut într-adevăr o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos cel înviat. Și întâlnirea aceasta a schimbat complet viața lui Saul. I-a schimbat și numele și i-a schimbat și viața. Pavel s-a oprit din alergare și și-a făcut o cercetare, ca să zic așa. Și-a făcut o cercetare și a ajuns la niște concluzii sau a ajuns la un rezultat care nu i-a plăcut, văzând viața lui de până atunci. Epistola aceasta, scrisă Filipenilor, Pavel o scrie din închisoare, așa cum știm cu toții, era închis. Unii spun că era închis la Roma, alții spun că era în Cezarea, unde era palatul lui Irod. Și în fapte în 23, în fapte în 24, avem descris starea asta de detenție a lui Pavel. A stat acolo mai mult timp, vreo 2 ani, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și întreg acest capitol 3 este un îndemn pe care Pavel îl dă bisericii. Îl dă bisericii și ca biserica să înțeleagă mai bine și să primească acest îndemn pe care îl dă Pavel, el să dea exemplu pe sine însuși. Și tot îndemnul acesta din capitolul 3 este supus, ca să spun așa, unui deziderat pe care Pavel ne-l dă în versetul 9, unde scrie ceea ce își dorește pentru el și ceea ce dorește pentru biserică. Și spune, și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Aceasta era dorința lui Pavel pentru sine și pentru biserică. Acea neprihănire despre care vorbește în Romani, în capitolul 3, Apostolul Pavel, și unde spune că, dar acum,
s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Acum, Pavel era omul schimbat, dar nu putea să-și uite identitatea. Nu putea să uite cine a fost înainte. Și știa că el, în ceea ce privește legea, spune aici în Filipeni, neprihănirea pe care o dă legea, spune că el era fără prihană. Dar acum, spune el, această neprihănire este zero. Dumnezeu a dat o neprihănire fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți, neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Această neprihănire și-o dorește Pavel, nu neprihănirea pe care o dă legea. Și spuneam, s-a oprit Pavel și și-a făcut o cercetare, o introspecție. Cine a fost și cine este? Și așa cum este bine să facem câteodată, să punem așa pe două rubrici, câștiguri și pierderi. Și Pavel spune aici așa, vorbind despre cei care, probabil aceiași iudaizatori care, despre care vorbește în Galateni, referindu-se aici la lucrătorii aceia răi, câini aceia și așa mai departe, oamenii aceștia își puneau nădejdea și se lăudau cu ceea ce aveau aici pe pământ, cu ceea ce făceau ei aici pe pământ, dar Pavel spune, noi ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem nădejdea și încrederea în lucrurile pământești. Și apoi spune Pavel, măcar că eu aș avea pricină de încredere, chiar în lucrurile pământești. Încă o dată spun, se dă exemplu pe sine, ca biserica să înțeleagă mai bine ceea ce dorește Pavel pentru ei și pentru el. Și eu care spune, sunt tăiat în prejura 8-a zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Fără prihană, fără prihană înseamnă fără păcat, fără greșeală, sfânt. Adică în ceea ce privește acea neprihănire pe care o dă legea, Pavel spune că sunt fără prihană. El era la fel ca tânărul bogat care a venit la Domnul Iisus Hristos și l-a întrebat ce să fac ca să moștenesc împărăția lui Dumnezeu, viața veșnică. Și Domnul îi spune ce să facă și el spune, toate le-am împlinit. Exact în aceeași situație era și Pavel, înainte de a se întâlni cu Domnul Hristos. În ceea ce neprihănirea pe care o dă legea, sunt fără prihană. Toate le-am împlinit. Este foarte interesant că mai departe Pavel spune că dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Acum toate astea erau la rubrica pierderi. Nu mai erau la câștiguri. Tot ce a fost Pavel înainte spune că le socotesc ca un gunoi. Dar este foarte interesant că nu găsim aici în lista asta nimic de ordin material. Nu zice Pavel, mi-am pierdut casa, mi-am pierdut slujba, nu mai am servici, am fost dat afară din cauza că m-am întors la Hristos, m-a părăsit soția că m-am pocăit, nimic de genul acesta. Totul este de ordin spiritual, în legătură cu Dumnezeu, în legătură cu relația lui Pavel
cu Dumnezeu. Și spunând aceasta, sigur că se naște întrebarea, oare lucruri care sunt în legătură cu Dumnezeu pot să fie gunoaie, pot fi numite gunoaie? Și răspunsul este da. Răspunsul este da, pentru că orice efort, orice lucru mare pe care îl face omul, în nădejdea că Dumnezeu îl va mântui pentru că a făcut lucrul acela, este un gunoi. Mântuirea, spune Pavel, este prin har, prin credință. Și Dumnezeu, mântuirea este a lui Dumnezeu și Dumnezeu o dă cui vrea. Mântuirea nu poate fi câștigată și Dumnezeu nu poate fi mituit. Omul religios trăiește cu convingerea aceasta că prin faptele lui bune o să-l facă pe Dumnezeu să-l mântuiască. Acum, încă o dată îți spun, mesajul din dimineața aceasta este dorința mea de a ne cerceta fiecare, de a răspunde fiecare la întrebările pe care le-a pus Pavel. Cine ești tu, Doamne, și ce vrei să fac? Și apoi, o cercetare în legătură cu felul cum gândim noi. Adică nu cumva gândim și noi, cum gândea Pavel înainte de a se întâlni cu Domnul Iisus Hristos, nu cumva credem și noi că, domnule, m-am pocăit, m-am botezat, fac parte dintr-o biserică, sunt trecut în registru, toată lumea mă știe că-s pocăit, dar oare viața noastră cum este? Cum trăim? Încă o dată o spun, nimic nu-L poate determina pe Dumnezeu să ne mântuiască. Nimic nu putem face pentru mântuirea noastră. Dumnezeu este Cel care în îndurarea sa are milă de cine vrea să aibă milă și mântuiește pe cine vrea să mântuiască. Și mântuirea aceasta vine prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Ceea ce Pavel spune aici, în versetul 9, să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Adică să fiu socotit neprihănit de Dumnezeu datorită faptului că eu cred în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și apoi Pavel spune că pentru aceasta el nu stă pasiv. Pentru aceasta, spune Pavel, alerg spre premiul chemării cerești. Dumnezeu, spune cuvântul Domnului, ne cheamă să fim sfinți. Și pentru a fi sfinți, Dumnezeu lucrează sfințenie în noi, dar în același timp și noi avem partea noastră de făcut. Alergarea lui Pavel arată faptul că el face ceva. Se luptă și el pentru sfințirea lui. Gândul acesta să ne însuflățească și pe noi, spune apostolul Pavel. Pentru că v-am scris și v-am spus și vă mai spun și este durerea bisericilor din ziua de astăzi, că sunt mulți în biserici și în ziua de astăzi care se poartă și trăiesc ca dușmani a crucii lui Hristos. Sunt și trebuie să o recunoaștem și să recunoaștem lucrul acesta. Sunt mulți în biserici care trăiesc ca dușmani al crucii lui Hristos. De ce, spune apostolul Pavel, trebuie să ne luptăm? De ce trebuie să trăim în felul acesta? Viața de creștin nu e o huzureală. Viața de creștin e o luptă de fiecare zi. Pentru că cetățenia noastră, spune apostolul Pavel, este în ceruri, de unde îl așteptăm pe Mântuitorul nostru, pe Domnul Iisus Hristos, care atunci când se va întoarce, va schimba trupul nostru,
și ne va glorifica așa cum a promis în cuvântul Său. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne cerceteze prin cuvântul Său, ca să putem răspunde corect la întrebările la care Pavel a primit răspuns de la Domnul Hristos. Dumnezeu să fie slăvit. Amin.